Ei au fost la unul, eu i-am văzut și am pus sacoșile. Au venit aici și au pus sacoșile. Din urmă. Eu am văzut pe pe ea și l-au pus și aici cu sacoșul mine. Я брал, вы бы меня отвезли. Человек меня отнес. Ну, понял, человек меня просто стал он делать. Там папа. Da. Deci dacă doi oameni se scurtă ea ieși din sala 1 cu punga de fructe și de toate, tu o pe iei după ea? Ia-te după cine vrei! Acestea-i doctorile când dă. Are copil bolnav la pat, am fost în sala 4 și am cerut mâncare și am cerut copilul de la pat. Și dacă are copil bolnav, îl duci? Domnule, i-ați alungat din sală pentru că-s rom? Nu, pentru că vine trenul. Peste 50 de minute, doamnă, ce se facă 50 de minute? Peste 50 de minute! Bun. Cum nu se poate? În sala asta pentru refugiați, pentru toată lumea, în afară de romi, nu cumva discriminați? Nu e vorba de rasism aici, nu e vorba de rasism. E rasism, i-ați alungat pentru că sunt romi. E vorba de bun simț, că copacul a lungat, pe romi ați alungat. Am alungat persoane, nu i-am alungat, i-am lucrat să pentru că... Păi 50 de minute înainte de trei. Nu avem mâncare la sală. Asta e mâncare, doamne, e plin frigiderul cu mâncare. Și-am mult cum, la gărețe mică, să vă trimit. Ăștia sunt ucrainieni? Ucrainieni, la Bolgrad vorbesc românește. La Bolgrad se vorbește românește. Și dacă doresc mult românește? Asta am întrebat asta, pentru că am avut și alții care s-au dat și nu erau. Nu sunteți rasiști, rușine să vă fie. O să chem aici controale peste controale, inclusiv pe Arafat. I-ați dat afară pentru că sunt romi. Nu, eu n-am dat pe ei afară. De ce au ieșit? De ce au ieșit? Pentru că v-a strigat pe mine. Cum l-ai dat? Ia cu pe mine, i-a zis. Ieșiți și duce-vă să vă apar, duce-vă să acolo, iată la cetărtă. La cetărtă, portăcăliu. Eu am un scum. Vă gărețe ieși, după, iată, ieși. Bravo, maladeț. Maladeț, bravo. Eu am un scum. Nu am marcat, nu de ei. Mama, ce-a spus? Ia, ușa, scum. Să vă amui eu telefonul în mână. Maladeț. Și eu o să sun. La creastă-i creastă. Я сейчас позвоню здесь, я ему не знаю. Так, ну, специально да тебе платить, чем платить, если я не буду жена? И не минуты не буду жена, но... Ой, хотел у вас оказаться. Să înțelegi niște reguli. Regula este că grupurile de etnie, de studenți, de tunisieni, ce vrei tu, întotdeauna, de 6 săptămâni, merg la sala 1 sau la corturile portocalii. Cine a stabilit regula asta? Scrie acolo grupurile dacă, de etnie? Dacă scrie dacă acolo, ai fi, dacă ai fi aer, citit ghidul, sare în aer acea regulă. Ai e citit. Ilegal. Nu contează părerea ta. Nu contează, nu, părerea, nu contează părerea ta. E ilegal să discriminezi pe criterii de etnie. Eu sunt aici responsabilă pe sală, părerea ilegal, ta nu contează. E ilegal, da? Să discriminezi pe criterii de etnie. Arătați-mi regula, unde scrie regula? Ai citit ghidul translatorului? Unde scrie regula? Ai citit eu nu ghidul sunt translator, eu sunt voluntar. Ce să-ți voluntar. Unde scrie regula asta? Este regula scrisă, da, este pe un ghid. Arătați-mi, unde scrie? Nu stau acum să-ți arăt. Datoria ta când îți investai era să citești ghidul. Cine îmi dă ghidul ăsta? Ghidul nu trebuie să fie afișat și public, nu trebuie să o știe toată lumea. Deci asculți de reguli, nu eu le-am făcut, Isu le-a făcut. Regulile trebuie să fie clare și vizibile, nu secrete. Nici măcar nu ți-arăt regula. Eu știu regula, dar nu ți-o spun. E o regulă ilegală, e discriminatorie, e rasistă. O să vă intereseze că o să vină controale, o să afle și Arafat. Давайте в четвертый. Давайте обратно в четвертый. Так, есть еще 40 минут до поезда. Уже были на сиденье. Что ты бачишь? Они видели, что... Ну, мне куда надо, тут нам мыло красное кость. Вам помочь? Вам помочь? Все. Четвертая платформа. Ce nu fac? E discriminare. Vin și se încarcă
din toate forțele. 32 de oameni, doamne, normal că se încarcă, că au de hrănit 20 de ore copiii. Nu, să meargă în sala 3 să așează și ce e nevoie se duce, sau la porții, dar se cu copii, duc acolo. Dar intră în sala 2, în sala 4, pentru că sunt cu copii și copiii romi, tot copii sunt. Dar nu-i de aia, merg la porți și le se aduc, spun ce au nevoie și le se aduce acolo. De ce? De ce sunt tratați altfel decât alți oameni copii? Nu, pentru că ei iau altfel. Cine e? Când au fost și acolo cine o săptămâni, au intrat. Toți părinții vin și iau mâncare pentru copii în mod normal, nu? Nu e adevărat. Dar cum? Ei au venit cu două pungi și au plecat pentru seara cu șase pungi. Pentru că au șase copii, de exemplu. Nu e așa. Șase copii, câte una de pe cap. Dar ei nu fac așa pentru ceva. Pentru un copil ei mâncare, nu? Nu, ei nu fac așa dar ceva. Fac? Ei au cinci copii și se poate baxul ăla de 98 de pampers de împărțit. Ei vor câte un bax și caut anume de 98 de bucăți sau 86 de bucăți pentru fiecare în puteți să le dați într-o pungă 5 bucăți. Acum, pentru fapta unei mame, le tratați pe toate femeile rome, le tratați la fel? E vorba că ele au plecat de acolo, s-au dus la patru și au luat sacoși întregi de fructe. Corect. Au venit la noi și au luat întregi de fructe. Am fost eu cu o mamă la sala 4 pentru că nu aveați mâncare pentru copilul ei special, de 7 ani la 4. Deci, am fost eu cu ea deci în sala 4. Deci după ce ai plecat tu, a venit alta. Ai înțeles că nu crezi, dar am văzut colega, și noi știm deja că a fost așa de fiecare dată. Asta e generalizare, discriminatorie. Pentru fapta unei femei, le tratați pe toate discriminatorie. Nu e că grupurile de etnie merg în anumite locuri. Să se hotărească legal, asta e o hotărâre ilegală. Așa, și ce vrei tu să ție legal? Să contest regulamentul, vreau să-l văd și să-l contest. Vezi că șeful de la este la sala 4, să-l contest acolo, dar nu le mai încărcat pe noi. Vreau să văd regulamentul. S-a hotărât că familiile de etnie, a? Tratament special pentru romi.